La toți de față și viitori, sănătate, sunteți la Vreau Să Știu Sport, ca întotdeauna prietenii noștri de la Casa Pariurilor alături de noi. În mod normal, trebuie să prezint invitatul nostru de astăzi, dar dați-mi voie să nu fac lucrul acesta și să vă spun o povestioară. Băiatul de vă vorbește, mă rog, băiatul, domnul de vă vorbește, a debutat la Naționala Jurnaliștilor, că am avut și noi echipă Naționala Jurnaliștilor, adică România, în 1996, pe un stadion din Galați. Da? 1996. Și în timp ce noi făceam mișcările de încălzire, vorba vine, vă dați seama, alături de noi, cred că nu greșesc, dar o să-l întrebăm, făcea mișcările de încălzire invitatul nostru de astăzi, pentru că era vorba despre prezentarea echipei Oțelul Galați, o echipă senzațională în acel moment, versus Poli Iași. Și înainte de prezentarea acestei echipe, ați băgați-mă și pe amărâții ăștia, adică noi, să jucăm și noi ceva fotbal. Se întâmpla în 1996, da? Lucrul acesta. Ei bine, vreo 20 de ani după, 20 și ceva de ani după, invitatul nostru de astăzi continua să joace fotbal. Noi, normal, după cum se poate vedea, ne retrăsesem de mult. Dragi prieteni, alături de noi astăzi, așa cum a spus, a specificat Daniel Gabriel Pancu, selecționerul naționalei noastre Under 20 sau U20. Te salut, Cătălin. Salut. Mersi de invitație. Salut și mii de mulțumire. Tu mai știi meciul ăla? Nu. Acum mi-l ai adus aminte, foarte, foarte vagă mi-aduc aminte. Foarte vag, nu știu ce s-a terminat, cum s-a jucat. 4-0. 4-0 a fost. 4-0 și era un tânăr Daniel Pancu. Să știi că știu, cred că 99% din toate meciurile jucate de mine și faze și goluri, meciul ăsta atât îl știu că am fost, dar nu știu nimic, nu mi-aduc aminte nicio fază din meci. Am pus un stop, eu, a sărit mingea de aici până mult, 6 metri și a zis, băi roșcaturi, dacă nu poți, dă-i cu super glu. Zic, vă mulțumesc mult că m-ați ajutat la debut, l-am ținut pe Măstăcan. Măstăcan, da. N-am atins-o de 3 ori, dar țin minte că atunci când a sărit de aici, s-a dus departe rău. Înțelegi? Și mi-a zis, dăm cu superglu. Superglu. Și după aia am păstrat caseta meciului sau ce, acolo unde am scris, cu Cristi Costache, cu Radu Oprișan, așa mai departe. Și acolo apare Daniel Pancu. Da. Echipa Oțelului. Acum când ai spus de jocul ăsta, deci 99% le știu. De jocul ăsta știu sigur că am participat și nu mi-aduc aminte nicio fază din joc. Îți spun sigur că ai fost. Da. Pentru că după aia, eu tot uitându-mă așa... Nu, am fost. Sigur am fost. Ajunseses prin 2018 și zic, băi frate, el de joacă de minimum 22 de ani. Am jucat 22. Exact, da? Asta a fost cariera mea. Dar atunci, în 96, tu cum erai? 96... La debut, la... Nu, în 96 erai bătrân deja. Eram aproape 2 ani. 2 ani și puțin de... De la debut. De la debut la Poli Iași și după jocul ăsta, în 2 luni am plecat la Rapid. Vezi, deci acolo am avut mână bună, ca să spunem așa. Ai ajuns să fii invitat la podcasturi mai ceva că decât aveai antrenamente, nu? Adică la cât te duci? La unul pe săptămână, la cât? Da, și am avut vreo 3 propuneri să îmi scriu carte, autobiografia, și m-am tot gândit, dar până la urmă ce? Că o să dau niște inițiale pe acolo la colegi, că nu prea îmi place să vorbesc despre ce s-a întâmplat, adică despre alți colegi. Că trebuie să îi aduci în discuție și pe ei, vedem cum găsim o soluție și cred că până la urmă o să o fac, că am atât de multe lucruri și în teren și în afara terenului, numai fotbalistic, am jucat la toate nivelurile, de la Liga 4 în România până la Champions League și echipă națională, prin toate competițiile europene. Păi numai de acolo ai 200 de pagini, 300. Am jucat pe toate posturile, absolut toate posturile. Tu portar ai început. Am început portar, da, și viața m-a dus și la să rămân în istorie la Beşiktaş, în poartă, da. Dar ca întrebările de bătrân, de ce mămica ai început ca portar? Păi n-am mai avut loc în câmp. Serios, asta e explicația, da? Tu nu voiai, voiai portar? Selecție la Poli Iași. Da. Am citit în Flacăra Iașului cum era atunci. Nu știu cum, că taică meu, tu ai spus că ai făcut un stop la 6 metri la un meci? Da, a sărit rău de tot. Cred că ești bun. Da. Eram convocat. Da. Nici o treabă cu sportul ăsta. Fratele lui maică mea, cu care de fapt și eu semăn, Dumnezeu să-l odihnească, semănam foarte bine, avea o echipă în comun acolo, la țară, când mergeam vara. El se ocupa de jucători, avea ghete, jambieri, echipament în pod, mingi, din alea. Și cu șiret am mai găsit una prin pod pe acolo. Serios? Da, prin... că mă duceam la țară jucam. Dar apropo de cum am ajuns în poartă, foarte mulți copii, când îmi dau seama ce diferență între vremurile de azi, când îi duci așa, mulți părinți exagerează. Bine, ar trebui să pleci de la ideea că e sport de masă,
să-l duci să fie puțin mai sănătos, să nu se apuce de, nu știu, droguri, alcool sau jocuri de noroc cât e încă tânăr. Da, ăsta e un lucru bun, dar mulți vin cu, și din discuțiile cu antrenorii de copii și juniori, mulți vin forțat cumva, adică da, că vrea părintele să-l vadă făcând lucrul ăsta. Iar atunci, că revenim la discuție, terenul ăla de bitum de la stadionul din Copou, acum e parcare făcută acolo. E, da, o parcare, nu, sunt și terenuri, da, e și teren de iarbă și sintetic, da, ultima generație, au făcut acum în vara trecută. Cât să intre, nu știu, 1000, 2000 de copii, ceva de genul. Bine, ia și un oraș mare. Un oraș mare. Deci dintr-un singur anunț în ziar, că atunci nu era cu, da, Facebook, selecție la Poliaș, de socializare. Da, singur anunț în ziar. Pac. Da. Mai mult de 1000 de copii, 100%. 1000 de copii. Da, și câte grupe puteau să fie? Cred că de la 7 ani, 7-8 ani, până că nu puteai să iei pe ăștia de 14-15. Deci grupe, câți antrenori erau? 5-6 antrenori. Și da, tot a luat la rând, s-a jucat un meci, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, numai tot erau foarte mulți. Și la un moment dat a venit antrenorul, iarăși Curt Gros, că el a fost primul meu antrenor, Dumnezeu să-l odihnească. Era mulți, mai rămăsese postul de portar într-o echipă. Și a zis, băi, sunteți prea mulți, bă, trebuie să vă pun o întrebare din, nu din fotbal, sunteți la școală, nu? Da, suntem la școală, aveam 9 ani. Dacă îmi spune cineva care e capitala județului Harghita, nu cred așa. Intră în poartă. Asta a fost întrebarea. Foarte tare. Da, și cum m-am trezit eu pe acolo și zic, Miercurea Ciuc. Nici nu știu, nici acum nu știu dacă e Miercurea Ciuc sau nu e. Păi da, că la Covazna e Sfântul Gheorghe, nu? Da, și e Miercurea Ciuc, la Harghita. La Harghita, nu? Da. Ți-am nu greșim. Miercurea Ciuc. Miercurea Ciuc. Care ai zis, mă? Eu, da. Și am trecut în poartă. Și am stat câteva luni bine, adică eram, pot să spun, chiar mă descurcam. Dar sincer, îți plăcea? Bine, la vârsta aia totul era frumos, că era fotbal, adică... În spatele blocului stăteam de multe ori în poartă dacă eram cel mai mic, că jucam cu ea mai mari. Și mă punea pe mine în poartă. Dar în rest? Început. În rest nu, dar păi, m-a schimbat pentru că începusem să driblez, să pierd mingea, îmi dădeau, primeam goluri și așa am ajuns în câmp. Deci tu aveai, era ceva în tine de atacant, știi? Păi nu, eu la selecție... Începusești deja să driblezi ca portar? La selecție, eu m-am dus cu gândul să fiu atacant, mijlocaș. Mijlocaș, dar dacă nu era decât un loc de portar și am și răspuns la Harghita, acolo. Direct, da. Cât ai stat așa? Am stat, cred că 3-4 luni, am stat sigur, am fost portar, mergeam la antrenamente ca portar, mănuși și din alea de sudor, le-am prins și pe alea, da. După aia mi-a mai făcut rost. Dar nu plângeai după să ieși în câmp? Ba da, bine, plângeam. Bine, dar ieșeai cu mingea la picior și plângeam și după aia când o prindeam, dădeam pasă, până am început să-mi o fure și... Antrenorul și a luat decizia, da. Și azi, da. Mulțumim, da, frumos, știi? Da. Hai, da, treci, da, în, da, câmp. Da. Dar bună treaba asta. Dar cum erau? Te-a întrebat cineva? Sau mai plonjoane pe zgură, că mi-aduc aminte câteodată. Păi mergeam, da, rost toată în coate, lumea. Tot. Bine, și jucătorii de câmp erau. Cum mai glumesc și acum, dar bitumul era un pic mai moale. Era mai moale, știi? Bitum, că nu, da, plângeai. Acum ea încearcă să cadă un copil astăzi. Antrenamentele și în Copou și după aia când m-am mutat în partea asta altă de Iași la celălalt capăt. Pe zgură primii, da, ani. Da. De la 9 la 12 ani, cred că numai pe zgură m-am antrenat. Și vara și transpirat vara, tot, da, și cu ăla... Nu te mai recunoșteam. Erai... Dar cum a fost copilăria ta? Copilăria lui Daniel Pancu. Ce vrei? Copilărie la Iași, Moldova... Știi, lumea zice, nu-i mai întreba, mă, că pe toți îi întreb. Ai fost copil atomic? Erai, da, liniștit, cu minte? Cum era? Nu, cum era? Eram cu minte de felul meu, dar în schimb eram de dimineață până seara, nu mă prindeai. Adică vreau, da, doar afară. Da. Adică plecam, nu-mi trebuia mâncare, nu-mi trebuia nimic. Absolut și nimic. De teamă cum eram noi, că dacă vii, pac, te ține în casă. Te ține în lasă casă, să nu intru la prânz. Da, da, că da, nu se știe. E, mai bine, da, mai bine găsesc eu o pâine și mai beam bine, apă mai de la... De seara, da, nu? Exact. Că intrai, da, te prindea. Da. Ia vină mă încoa, la lecții, la, nu, așa mai departe. Foarte bine mă simțeam la țară. Vacanțele alea de vară le așteptam. Nu, și era un tren care pleca spre Vaslui la 5 dimineața, ceva de genul ăsta, sau 6, dar oricum la 5 plecam de acasă și noi, deci, nu vedeam, nu dormeam noaptea ca să ajung mai repede
La țară. Îți dai seama că mulți, acum vorbesc foarte serios, care se uită acum la noi, nu înțeleg treaba asta, cum adică țară? Da, nu înțeleg. Și ce făi, cum desplăcea la țară? Da, eu am, adică plecai... am prieteni în București de seama mea care n-au văzut animale și nu știu ce înseamnă să... Nu, da. Să mulgi o vacă, să te duci cu un cal, să vezi o oaie. Să mănânci alea nespălate șterse, exact, doar așa, dacă le ștergeai. Da. S-au schimbat și vremurile, într-adevăr. Adică s-a schimbat societatea, dar știi că am mai vorbit noi, parcă în 30 de ani s-au schimbat cam multe așa. Adică, bun, veneau... În afară de străzi. Da, și de gropi. Veneau 1000 de copii. Acu câți vin? Păi nu știu. Hai să facem un exercițiu, de exemplu. Punem într-un ziar, hai să mergem, că avem și rețele de socializare acum. Și punem pe Facebook și pe asta. Cinstit, n-ai de unde să știi numărul exact, dar câți ar veni bancone mâine? Sau poftim într-o săptămână. Pe 1 martie, Iași organizează, câți ar veni? Prima dată s-ar putea să vină mulți, foarte mulți. Dar după aia, dacă încep cu rigori, antrenament, disciplină și alte treburi, s-ar putea să... Daniel Iftodi mi-a povestit că au venit la Dinamo 100 de copii și a rămas unul. Și am zis, mă, poate nu... 100. Da, zic, stai că nu, poate nu înțeleg sau eu. Sau selecție sau cum? Zic, da. Zic, poate ori fi 10. Mi-am zis, băi, tu înțelegi că au rămas unul? Unul în urma ce selecție? A selecției este de 100 de copii, vorba ta. După adică i-a pus să joace fotbal, da, și doar unul a fost, da, selecționat. Da, ai venit sur 100. A, deci au venit. Deci semn că rețelele de socializare, da, și-au făcut datoria. Dom'le, am aflat că Dinamo face o selecție. Nu, la început, da, sunt convins că foarte mulți vor să fie, da, fotbaliști, dar când văd despre ce e vorba, nu mai. Deci, un lucru groaznic care, de care te lovești ca antrenor la jucătorii tineri din ziua de azi, e modul în care renunță foarte ușor. Foarte ușor, la orice urmă de greutate, au tendința să renunțe, să retragă și să-și pună undeva în subconștient că nu se poate face lucrul ăsta. Mamă, și tu în momentul ăla trebuie să devii și un fel de psiholog, nu un fel de psiholog. Că trebuie să stai de vorbă cu el, trebuie să-i explici, nu? Dacă omul are talent și simți că îl pierzi la vorba ta, la prima mică greutate, numai că ce faci atunci cu el? Trebuie că spus de ce a făcut Gică la Constanța, nu știu câte academii mai sunt în țară de nivelul ăsta, că acum s-au mai mulțit copiii din ziua de azi, au condiții foarte bune, au un loc de gheață și de bitumul ăla sau de zgură, au terenuri sintetice de ultimă generație, corect, au ghete de ultimă generație, au echipamente frumoase, doar să ce nu au numărul de ore. Se spune că un copil, un junior, când ajunge la seniori, trebuie să aibă un minim de 10.000 de ore de antrenament. Ăștia noștri din ziua de azi nu cred că depășesc, cu mici excepții, vorbeam de academii, 5-6.000 de ore. 10.000 de ore. Noi alea 10.000 de ore. Noi cred că ajungeam la 18 ani când făceam pasul. Bine, eu am făcut la 16 jumate, am debutat la seniori, cred că aveam 15.000 de ore, sigur. Pentru că erau o oră jumate, două, pe la stadion. Și nu jucam decât fotbal, mai făceam puțin abdomene, dacă mai erau niște rondo dintre astea, ori 5-2, ori niște exerciții de finalizare, că mi-am rememorat și antrenamentele din copilărie. Știa, deja intră pe la 11-12 ani, când trec la teren mare, deja intră în probleme de tactică și, bine, evoluează, au telefoanele astea, se pot uita la orice vorei de așezare, de mișcări, orice jucător. Te ajută asta? Da. Te ajută. Da. Dacă știi cum să-ți iei informația și să nu treci în extrema ailaltă, să te termine telefoanele astea, te ajută. Da, cu siguranță. Voi nu le aveați atunci. Nu le aveam, dar noi aveam orele. Noi aveam fotbalul de stradă. Noi eram stăpâni pe procedeile noastre. Noi știam să lovim și cu latul, și cu șiretul, și cu exteriorul, și cu capul. Știam să cădem. Păi, sunt în ziua de azi jucători, dacă îi vezi cum se duc direct în cap. Noi săream garduri, să furăm, că ne fugărea pe paznicul, că cădeam din copaci, că eram agățați de un tramvai sau de o căruță, era altceva. Astea le-am făcut natural. Și era selecție naturală, era selecția. Păi, erau niște jucători la Liga a doua și la Liga a treia, divizia B, divizia C. Mamă. Păi mi-aduc aminte, eu la Iași mergeam, din când în când mergeam și la, era o echipă, Constructorul Iași. A fost, da, puțin și, da, și în divizia B. Dar la Liga a treia, la divizia C, erau dimineața, jucau la 11, duminica. Era un spectacol, era stadionul ăla micuț, 2000-3000 de oameni de acolo din cartier, dar se juca fotbal, goluri spectaculoase, voleuri, călcâie, pase dintr-una, tot ce vrei. Acum dacă te duci la un meci de Liga a treia, e jale, așa, da, e. Așa e. Deci copilărie frumoasă? Da, da. Tradițională, ca să zicem tradițională, așa? Tradițională, da. Ai crescut cu hrană ca lumea?
foarte ca lumea. La ăsta n-am suferit deloc, pentru că aveam neamurile la țară, toate neamurile noastre erau la țară. Contează treaba era, asta. Era maica mea venită la Iași și o soră de ei la București, care și acum trăiește la București. În rest, toți frații, cinci într-o parte, mai erau patru în altă parte, de la țară. La țară. Și nu am avut niciun fel de problemă. Vezi, contează enorm treaba la alimentație. Asta. Plus vara alea, din trei luni de vacanță, două luni jumate stăteam acolo. Acolo era 100% bio. Da. Tot ce am trăit eu acolo, e mama lui bio, că dacă ar mai fi un lapte din ăla de atunci, azi, o găină din aia, un porc din ăla, o vacă dintre aia de la, vorbind din anii 86, 87, 88, înainte de Revoluție, chiar și după aia, 90, 91, 92, nu se compară cu nicio fermă bio din ziua de azi. Te aduceau greu acasă când începea școala? Da, păi plângeam noi. Erau jale. Plângeam. Iar la școală nu e. Păi da, dar nu te întorceai la fotbal? Te duceai la fotbal? Da, mă întorceam și la fotbal. M-am lăsat de vreo două ori și a venit antrenorul acasă. A venit și a spus că nu e păcat. E cel mai mare păcat din lume să nu... Au convins-o pe maică mea că trebuie să joc fotbal. Că... Dar de ce te-ai lăsat? Nu știu exact motivul. Ori m-o fi... Mi-a luat vreo bătaie de la antrenor, ori, sincer, nu știu, ori mi s-a părut mie, erau distanțele foarte lungi, de unde stăteam eu, dintr-un capăt de Iași, până în Copou, tot vreo trei tramvaie, dar după un an de Copou m-au dus în alt capăt de Iași, tot vreo trei tramvaie schimbate, și eram, nu, e mic, 10 ani, 11 ani. Și te duceai singur, normal. Singur. Ți era greu? Bun, era plăcere, era că în momentul ăla era o joacă la 10 ani. Mai greu era când era foarte frig iarna atunci. Era foarte frig și de multe ori nu făceam duș acolo după antrenamente, înghețat, așa, transpirat. Să vii iarăși încă aproape o oră cât făceam cu schimbatul ăsta până acasă, era. Greu. Era, da, era valabil pentru majoritatea, că nu știu dacă erau... Doi părinți să aibă mașini din toate grupele alea de juniori. Doi, trei părinți, să spui, că aveau mașini, restul eram toți cu tramvaie, cu autobuze, cu ce prindeam. Tu acum, dacă vezi pe părinte că ți-l aduce acolo cu mașina, ți-aduce aminte de tine? Mi-am adus aminte întotdeauna, că sunt mulți ani de când copiii vin cu mașinile la... Era o glumă pe Times New Roman că o bestie de tată și-a dus copilul pe jos la școală, știi? Așa era, o bestie de tată. Și-a dus 200-300 de metri ce copilul pe jos, domnule. Bună asta, bună. Da, bună, dar bună, reală, bună, din păcate. Bună, reală, reală. Reală, da. Din păcate. Reală, cum să-l duci, mă, pe jos 300 de metri până la școală? Bună, deci revenim la discuție, suferința. La suferință cedează. Dar nici nu au cum să nu cedeze, pentru că nu au prins. Noi, doar cantonamentele alea de iarnă, prin zăpada aia atât să alergi. Da. Prin aia, ce teste de voință erau pentru noi. Îți dau cuvântul meu de onoare, nu bag în ele ca să-mi iasă povestea. Am plecat cu un fotograf de la Gazeta Sportului care era mai mic de statură și când a intrat la forbă în zăpadă, a rămas doar aparatul foto. Pe cuvântul meu, adică nu-i de râs. Și el săracul ține aparatul, mai mic de statură era atâta. Și când s-a dus odată și a călcat și pe șanțul ăla, șanțul era acoperit cu zăpadă, hop, s-a dus, am pierdut pe ăsta. Și ele erau zăpe și voi prin alea alergați. Păi eu în 93 sau 94 iarna... Primul cantonament cu o echipă de seniori, bine, prinsesem și cu astea cu juniori, că era în alutul național, cu Nea Laiuș Sântmăreanu, cu Vasilea Ilenei, antrenori. Am prins lângă Reșița la, se cheamă acolo, la Semenic. La Semenic. La Semenic, mamă, ce zăpezi și ce furtună. Și pe acolo am stat trei zile, n-am putut să ne antrenăm, decât așa să ieșim la o înviorare dimineața, că lua vântul și viscul ăla, lua cabana aia, eram la o cabană cu totul. Noaptea venea ursul, se auzea cum venea și scormonea, mai dădea câte una prin geamurile alea, ne ascundeam pe sub pat. Să le întreb într-o zi pe Edi Ordănescu dacă să-și aduc aminte de vremurile alea. Cu mintea de acum, alea vă ajutau? Deci analizând acum, astăzi, în fotbalul modern, cantonamentele astea vă ajutau? În primul rând de voință, era lucru de voință. Adică trebuia să treci prin ceva foarte, foarte greu, foarte greu. Să reziști, să faci față. Era și selecția asta naturală, după care să joci... Să și poți să alergi, că... Zic în cantonamentul ăsta, de exemplu, de iarnă, când te aduceai, acum ai mai putea să le mai faci? Nu tu. Cum, jucătorii de astăzi, de exemplu, ar mai fi... Dacă metoda asta ar fi... Exact. Nu. Deci nu se mai discută. Nu mai poți discuta. Cred că mai sunt antrenori pe vechi,
care și-ar dori poate chiar și zăpadă vreo săptămână să alerge. Eu nu sunt. Nu ești adept. Nu. Știi că mulți spun, lasă-mă atunci cum se putea, uite unde au ajuns echipele marcă, și Dinamo, și Craiova, și Steaua, băgând de-astea, pante. Nu, poți să faci și cu mingea antrenamente de să vomiți cât vrei tu. Da. Deci nu ești numai adeptul. Alea, nu, că nu regăseam, noi eram toți, că ne antrenam la fel, dar nu regăsești mișcarea și alergarea aia, ori pe zăpadă, ori pe teren înclinat, ori alea în pantă, că duc la accidentări, după aia nu regăsești pe terenul de fotbal. Da, asta spune toată, unde alegi tu în pantă? Da. Nu ești. Și sau zăpada, purele că... sau bucățile alea de 1000, că la un moment dat chiar și cu Nea Mircea, că era moda asta lui Zeman din Italia, care alerga în cantonament în fiecare dimineață 10.000 de metri. 10 bucăți de 1000. Și au preluat-o foarte mulți antrenori. Din toată lumea. Hai mă, că e bună. Din toată lumea. Da. Și mi-aduc aminte și eu că antrenamente la Pro Rapid și cu Nea Mircea, așa mai prins, și cu Viorel Hizo, cred că, Mircea Rednic nu era adeptul ăsta. Am mai prins cu un antrenor, sigur, în fiecare dimineață 10 bucăți de 1000. În timp. Iubeai astea? În timp, da. N-am avut probleme cu... probleme aveam la... N-am fost un jucător rapid pe scurt, pe spații scurte. Pe mine, la alea eram și enervant, sau de câte ori aveam un adversar mai mic și mai iute, tot timpul am suferit pe treburile astea, dar la alergări lungi nu am capacitate foarte bună de efort. Și la testele alea, la cupă. Ce mai dădeam, eram bine. Mai ții minte primul meci la seniori? 16 ani și... Nu știu cât, 100% cu Unirea Focșani, Acord Focșani, cred că se chema. Polia și Acord Focșani 3-0, m-a debutat și pe mine că era 3-0 scorul, prin ultimele 10 minute am intrat. S-au tremurat gladiolele, așa cum zic fotbaliștii, sau... Eu aveam mari emoții înainte de meci, și acum, și la 40 de ani aveam emoții înainte de meci, dar când începea jocul nu mai știam de nimic. Chiar niciun... Dar zisese cu o seară înainte, sau cum îți zisese? Băi, băiatule, vezi că... Nu, mi-a spus, dar tot am fost în anturajul lor, am mai fost și pe bancă, dar n-am debutat. Acum știu că m-am întors de la un turneu cu echipa națională în Slovacia. Am fost golgheterul turneului. Am primit premiul pe lângă diplomă, o minge, un tango din ăla frumos. Frumos era, frumoase mingea. Da, da. Frumoase, și l-am dat clubului la Polia și am jucat câteva meciuri oficiale cu mingea aia. Da. Era o minge, se ducea prin tribună, trebuia să aduci tango-ul, că adu tango-ul, că jucăm cu tango. Încă nu erau alea cu 10 mingi pe margine, același tip de mingi. Da. Stai, că am prins la Slobozia acum cu... Când a fost Viorel Moldovan antrenor la noi în Liga a doua? 2013-14. Adică acum aproape, bine, nu mai e aproape, că la cum trece timpul, sunt vreo 10 ani, corect. Dar am jucat cu 3 sau 4 tipuri de... Ce aveau oameni? Am bătut aut cu Puma, penalti cu Adidas, după... Ce aveau oameni? Ce era să faci? Una mai umflată, una mai desumflată, nu. Cum era? Și aș cași cu tango-ul tău. Da, tango-ul meu a fost... Cum era fotbalul pe atunci? Dur, mai dur, tehnic. Mai dur și mai tehnic. Terenul mai greu, bănuiesc, nu? Terenurile grele, era pământul. Pământ, nu știam. Te-au luat în primire băieții? Adică te-au suit pe garduri? Ăștia mai bătrâni, mai sau... Că știi cum era tot timpul, uite-l moș pe copilul ăsta. Am fost alergat și de portari și de fundași la antrenamente, până s-au obișnuit cu mine. Dar primul meci ca titular la Iași, când m-ai întrebat, era la Mizil, cu Steaua Mizil. În poartă Jeep, a fundat central Bumbescu. Ma. Și după 5 minute m-a cu vocea aia așa, copile sau ce ți-a... A încercat să mă prindă, n-a reușit. S-a terminat 0-0, am mai avut vreo 3 ocazii. Și aduce aminte, a încercat să o prindă, dar n-a reușit. Că am plecat. Tot timpul îi aduc aminte când mă întâlnesc. Da? Da, da, da. Bun, mi-ai vrut să mă omori. Pleacă, o zici. Nu ești. Să-i seama, joci contra lui Bumbescu la 17 ani. Ma. Nici atunci n-ai tremurat? Dar tu chiar ai fost tipul ăsta așa de cu tupeu? Eu, bine, noi ce vedeam din tribună, așa arătai. Cu minte, în afara terenului, educat, nu e respectuos, dar în teren n-am avut niciun complex niciodată față de nimeni. Nu, când începea meciul noi. Asta te-a și ajutat. Da, foarte mult. Te-a ajutat, pentru că mulți sunt... Mă întreb până la urmă, totuși am fost născut în Moldova, la un oraș, într-adevăr, cu tradiție fotbalistică, dar nu vreo mare echipă, să zic că am făcut juniorul la Steaua, la Dinamo, ce erau pe vremea aia, sau la Craiova, sau la...
Rapidul nici nu exista, pentru că eu de Rapid știam doar de suporteri, atât, pentru că da. Cu Ceaușescu, cât a fost ultimii ani, a fost în Liga a doua, după Revoluție, ce am început să aud ușor. Deci echipele mari erau Steaua și Dinamo, atât auzeai și Craiova. Tu aveai idol atunci când ai început ușor să-ți dai seama că o să faci, că nu mai era o joacă fotbalul, deci debutase și gata, vroiai să ajungi ca cineva? Neluțu Sabo și Marco Van Basten. Ți-ai ales bine. Okay, eram dinamovist și iar Neluțu oricum și jucam tot juniorul, am făcut numărul 8, el juca cu numărul 8, pe lângă faptul că eram dinamovist în copilărie, Van Basten era ăla în Purici, văzut la ruși. Europeanul din 88, când a dat-o din 88, golul ăla, dar n-ai cum să-l dai de acolo niciodată. Da. Corect, acolo. L-am revăzut și zilele trecute și nu știu cum a putut să o lovească. Ce, mai ales când are luarea din spatele porții și nu prea îl vezi, vin o minge de acolo, de undeva. Și vine, curge puțin și pe tibie, așa, se duce mai mult pe ciret, așa, un polonic dintr-o ăsta. Și de asta e vă poartă. Stai, mă, că i-a dat unuia care era mai de capul lui. Și normal, nu plasamentele, Adita mai om. Bine, l-a prins și Lăcătuș după aia și l-a încălțat. L-a prins, da. Îl încălțase și înainte, l-a mai prins cu RSS-ul. Cu RSS-ul și cu Spartak Moscova, da. Pe gheața aia și pe... Adică omul a avut niște goluri, săracul. Dar stai, nu pot să spun că n-a fost mare portar. Copilăria am avut noi, că până la urmă Dinamo juca semifinală cu aia cu Anderlecht, iar Steaua a jucat o finală și încă o semifinală și încă... Și nu ne mai aducem aminte de ele, știi? Da, de finală și de semifinală, da, ăla 4-0 și... Dar continental aia că a pierdut-o și în rest i-a omorât Milan. Ia mă nemuri la cap și cu Benfica sau... Na, ce, lasă-ne în pace. Nu ne mai aducem aminte. Știi cum la un medaliat olimpic atâta ne interesează el dacă a luat medalie de aur la Jocurile Olimpice. Băi, el e omul de 13 ori, Marian Drăgulescu e campion mondial și european. Da, mă, dar ne interesează la Olimpiadă, la Jocurile Olimpice, vezi, nu prea s-a descurcat. Mă, omul are 13 medalii de aur la mondiale și la... Nu, exact așa și aici, știi? Și la fotbal. Acum câtă nevoie mai avea de... Fotbal, dar cum să mai ajungem? Și nu cred că ne-am modificat genetic să spui că nu mai știm să jucăm fotbal. Doar că problemele sunt de la societate și de la educație. Corect. Educație. Educație. Dacă îi ai de mici, de la 6 ani să-i educi într-un spirit, într-o societate, pentru că și societatea, exemplele sunt. Bun, părintele gândește că ăsta mic trebuie să facă, sau copilul, că poate fi și asta mică, trebuie să facă sport, că l-ajută în viață, cel puțin din punct de vedere al sănătății. Ok, nu va ieși fotbalist, basketbalist. Sunt mii de locuri unde să-ți duci copilul, da. Perfect. Asta nu s-a schimbat. Nu. Adică părintele încă mai gândește treaba asta. Ce s-a întâmplat undeva? Copiii, aproape fiecare mare sportiv cu care vorbim spune, mă, nu mai văd plăcerea aia, sunt 3 inși care vin de plăcere și 10 exact cum spui tu, atunci de educatori, părinți. Părerea mea, de la educatori, de la pasiunea pentru a crește copiii. A fost și o problemă un timp destul de îndelugat în care, într-adevăr, au fost renumerați foarte prost. Corect. Iar în momentul în care te plătește cum te plătește cineva, doar un super pasionat din ăsta care nu îl interesează de absolut nimic sau să aibă o situație foarte bună acasă, să se ducă zi de zi să pună suflet în tot ce face cu copiii. Foarte rar. Și foarte puține cazurile. De la lucrul ăsta s-a generalizat așa în toată țara și a trecut un an, 2, 3, 4, 7, am arătat o campanie și după aia te trezești după 10 ani. Stai mă, dar de ce am ajuns în situația asta? Păi ia dați timpul cu 10 ani în urmă, ia dați cu 12, ia vedeți că aveau 200-300 de dolari, euro, un antrenor de la copii și juniori, ce vreai să facă. Că erau alea împământenite pe la cluburi, mai luau și o șpagă, mai se descurcau cum așa, mai juca și unul mai slăbuț în loc de ăla. Cum să ai progres în situația asta? Că nu ai cum să ai progres. Și am dus-o așa ani de zile și la un moment dat când ne-am trezit am zis, nu mai merge treaba. Păi nu mai merge. Nu mai merge că ăsta acum că se pun poze. De la voi, din Eurofantastici, se pun poze mai încoace, nu prea mai un Steaua cu Ajax, 10 ani. Da. 10 ani de la așa. Mamă, 10 ani au trecut de la meciul. 10 ani, sunt Drădoi pe teren cu Chiricheș, mi se pare, și dedesubt, și da, de ce? Am văzut pozele pe rețelele de socializare, zic, da, de, zic, 10 ani de atunci. Foarte mult. Tu ai avut campionat european la care noi nu ne-am calificat, adică ai avut aici, în țară. Și după momentul 2001, când ratăm calificarea la campionatul mondial cu Hagi antrenor, tu mai ai două campionate europene. Dar au trecut 22 de ani de atunci, știi? Nu? Și atât. Ce mai ai? Nu mai ai. Și mai ai Eurofantasticii, care acolo e Everest. Da. N-avem ce comenta. Da. Și mai ai un FCSB cu Chelsea și cu Ajax.
Și CFR mai bate CFR, pe la Manchester United, mai bat, pe la Roma, pe la Champions League, da. Dar da. Le numerea, mai ai și o Unirea Urziceni. Și Urziceniu, da. Dar deja, Pancone de Urziceni discutăm 2006, nu prea poți să mai discuți în 2023, că au trecut vreo 17 ani, acum începem să depănăm pe aia așa și ce, nu? În 2006 a fost Urziceni? Păi nu, mai 2006-2008, sau nu, nu, mai mult, 2010. Mai mult. 2010 a fost. 2010. 2008-2010, dar 2010. Tot sunt 13 ani. Da, da, da. 2006 sunteți voi cu... Da. Cu Eurofantasticii, după aia a început Urziceniu. Și să spui, hai, românii mai durează, mai durează. S-au deșteptat multe cluburi, academii apar, pun accent pe oamenii care își cresc copiii, pe educație, să-i plătească bine, să fie bine instruiți, dar nici nu ai niște bugete. Noi să ne uităm la țările de lângă noi, adică să ne uităm la Ucraina, da, la, te duci departe. La Rusia, la Turcia, Ungaria. La Ungaria. Să duci la salarii de Turcia, Rusia, Ucraina, ai dai la o parte, că ăștia milioane, n-au nicio treabă, contracte, spui că poate să-și aducă orice jucător străin vor ei, să aibă rezultate și în Europa. Corect. La noi nu avem posibilitatea. La noi vin jucători, nu știu ce, salarii, bine, la Iași ce am fost la luptă la retrogradare, nu știu, la echipele astea. Bine, FCSB are mulți români, CFR are mulți străini, Craiova are mulți români, Rapid are mulți români, Faru are mulți români, adică să spui că te gândești, da mă, peste 10 ani, peste 5-7 ani, poate o să avem din nou o generație să ne facă mândri de români, că sunt crescuți deja de mult timp, dar nu ai posibilitatea să aduci străini de valoare. Dacă ai avea posibilitatea să aduci, nu știu, că am jucat cu el, un Wesley sau Ada Hilton de la, cum erau atunci la Vaslui, cu sute de mii, 500, 600 de mii pe an, dacă ai avea posibilitatea să-i aduci și acum, să plătești salariile astea, ai putea să ai rezultate și în Europa. Să te califici cu două, trei echipe până în primă, oară în cupele europene și a ridicat nivelul și de interes. Dar neavând posibilitatea asta financiară, nu-ți rămâne decât să speri la autohtoni. Hai să ne gândim o secundă, uite ce se întâmplă la modul concret în basket, în basketul românesc, da? La handball. La handball au posibilitatea să aducă jucătoare și sunt. Corect, dar toate sunt străine, crește nivelul campionatului, dar la echipa de națională, la echipa națională e mai greu un pricuț. Hai să ne gândim la basket concret. Ai 5 jucători care ți intră pe teren, da? Tu ești echipă de club privată, sponsorizată de un nene, de o companie, nu contează. Da. Ai nevoie de rezultate în cupele europene. Campionatul aici la noi... Da. Nu prea contează, da? Și aduci niște băieți de acolo ca să joci cum e un Mobitel Coclu sau cum îi mai cheamă acum și așa mai departe, ca să faci niște rezultate acolo. Dar tu faci numai cu străini. Tu ești antrenorul echipei naționale. De unde e românii? Păi n-ai. Că la bagă câte unul, că e obligat de nu știu ce lege, under, cu tare sau da, de regulament. Dar omul spune, domnule, eu sunt plătit de patronul ăsta ca să fac rezultate. Eu fac rezultate cu străini. De mâna a doua, și, de mâna a treia. Deci, până la urmă ce s-a întâmplat la fotbal, s-a întâmplat și la basket și la handbal. Peste tot. Îi aduci ăia care vin, Pancone, că ăia care vin nu vin din NBA la basket. Vin tot mai eșalonul 2, eșalonul... La basket, sigur, bun. Mai, dar la handball, că pentru că da, la să urmăresc și eu, la handball, echipele sunt de un nivel foarte înalt, nu? Foarte bun. Și cu jucătoare aduse campioane mondiale și așa mai departe. Adică șmechere, șmechere. Da. Dar ce faci cu echipa națională? Echipa națională trebuie că să... Că tu ai pe Cristina Neagu, pe Elisei și să termină filmul. Să crești după aia portărița ție din Franța... Pivotul e din... Ca la fotbal. Nu? Când pleacă ăia băieții acasă în vacanța de iarnă sau aia și tu trebuie să aduni într-un cantonament centralizat echipa națională under, așa, care? Ei din Liga 2. Da, din... Corect. Da. Și te duci prin Italia, că povesteai tu că te duci să-i urmărești. Da. Tot Liga 2. O rezervuță... Liga 3. A 3-a. Unde a fost eu. Hai. Bine, unul văd că a ajuns la CFR Cluj din aia 3. Din unul pe care l-ai văzut tu atunci. Că sunt mulți, apar, noi nu-i știm. Apar foarte mulți. Apar, sunt foarte mulți. Italia, copii, Spania, Germania, acolo, Franța. Da. Mulți, foarte. Dar cine are timp să-i urmărească? Cum? Cum? Că îți trebuie un buget și îți trebuie o echipă de cât? De 20 de oameni. Se duce în 20 de locuri. Adică, potențial jucători ar fi. Dar cum stai cu ochii pe ei? Cu siguranță, da. Cu siguranță. Și e diferență. Fotbalistic să știi că nu e. Deci am avut pe ăștia trei din Italia acum aduși. Fotbalistic nu e diferență față de ai noștri, la calități zic, la forță, viteză, tehnică, tactică, diferența nu e, pentru că și ai mei, au fost câțiva care veneau din prima ligă, totuși de la FCSB, Rapid, Faru, bine, bine instruiți. În schimb, pe mental îi simți altfel.
modul în care merg, modul în care tratează antrenamentul, îi vezi serioși în tot ce fac. Deși de la educație. Sunt copii de români, da, născuți da, în, da, cum ziceai tu, Italia, da, Spania, Germania, da, adică da, ei din mentalitate pornesc. Mentalul au educația, au altă educație. Nu e diferență asta fotbalistică, nu e. Nu e, sunt același calități, la fel bolesc, lovesc mingea, da, la fel aleargă, la fel tot. În schimb, doar din atitudinea aia și din conștientizarea procesului, antrenamentului, după aia recuperare, refacere, tot ce înseamnă, cum te comporți în grup, îi vezi, fără să știi de unde sunt, dacă îi analizezi, da, așa, stai două zile și te uiți la ei la tot 20. Deci, fără să știi de unde da, sunt, îi simți pe ăla pe 10 și pe 11. Exact, da. Așa de mare diferența? Păi că la noi asta a fost, sunt și la noi, nu că sunt toți la fel, iar la echipa națională nu e cazul, că se comportă toți aproape exemplar, nu e. Până la urmă echipa națională, sunt niște reguli, dar noi vorbim de, da, de masa de mare, general, de masa mare, de mii, iar sute de întrebare, lumea spune, bă, nu mi-ai întrebat pe oameni de fiecare dată că ajuns să le plitisești, dar întreb așa, tu voiai să pleci dintr-un oraș de provie, era mare Iașu, nu era, da, chiar orice, să vii la o echipă de tradiție din fotbalul românesc, corect? Îți doreai asta, nu? Da, cum să nu? Bun, îți doreai să câștigi bani, că da, e firea lucrurilor, da, da, să prinzi echipa națională, da, și să ajungi, echipa națională, bun, deja și când să ajungi afară. Păi în 94 ieșeam la 2 noaptea când se terminau meciurile la 3 și jucam fotbal în fața blocului. Ca să imiți pe... erai când l-a văzut primar, Hagi golul. Când l-a văzut pe Hagi pe primar în persoană, m-am întors cu spatele și m-am dat în partea elaltă. Asta era respectul. Nu? Și unde s-a schimbat asta? Ok, o să-mi spui de societate. 94 înseamnă cu 30 de ani, hai să zicem, da? Că la anul 30 de ani. Da. Atât de mult s-a schimbat? Bine, a mai durat, până prin 2000 și ceva. Până prin bun, 2010. Dar respectul unde e? Asta ce s-a schimbat la respect? Că acum dacă auzi poveștile astea cu vin juniorii la ăștia, la antrenor, dă-mă și mi-o foc, ai? Știi? Ce-ai zis, nu? Mi-a povestit ca parcu. Zice, stăteam așa cu Tama și vine unul la noi, ce dă-mă și mi-o foc. Și Tama și-a zis, bă, totul, cine ești, mă, că dacă... Și ce, lasă-mă, că e un băiat de la noi, de la ăștia, la șapte, câți ani are? 17 ani. Bă, ești nebun, zice, exact așa, dă și mi-o foc. Mamă, ce tupeu. Direct, cu un tupeu a zis, dă și mi-o foc. Noi ce eram la ustel, pe acolo stăteam de vorbă, fără bună ziua, fără nimic, a zis, da, mă. Păi ăsta cine e, zice? Păi e unul de la, știi, tu și tu spui că ți-era rușine de Hagi sau... Așa era... Păi cu Hagi am mai povestit asta, cu... Sunt destui ani, nu știu, în spate, dar ne-am întâlnit așa întâmplător și după aia ne-am pus să vorbim despre fotbal și am mai băut un par de vin, două, trei, și la un moment dat am vrut să fumez și el stă acolo cum stai tu acum și eu aici și când se mai întorcea mai trăgeam un fum de țigară pe sub masă, dădeam fumul și iarăși stăteam, deci și eram deja ultimii ani de carieră, nu, mai aveam 2-3 ani, cred că, adică deja aveam numele meu, eram cine, da, eram și la fel îl tratam. N-ai uitat, niciodată, că puteai să ții, da, țigara pe, da, masă. Fără să... probleme, nu e. Dar tot... Da. Deci tu având ajuns la aproape, da, da, erai la peste 35 de ani, cred că acolo eram, da. Dar respectul ăla rămânea. Da, da. Cătălin Munteanu a zis, eu în 94 m-am dus pe jos din Berceni unde stăteam până la universitate să celebrăm, după care n-am mai putut să ne mai întoarcem de oboseală, că era lung așa și am așteptat metrou și am asta 94. Da. Zice, 97 când am debutat la primul meu, când am debutat la meci, la echipa națională cu Hagi în cameră și două zile n-am scos un cuvânt. Da, cum să scoți? A zis, în 94, trecuseră 3 ani. A zis, două zile, ce făcea Gicuță, aia făceam și eu, nu. Vezi, aici s-a... Pe tot, revenim la societate, iarăși. Dar tu sincer acum, dar sincer te rog, când vin ei și te văd, că ești, domne, mă antrenează Pancu. Nu cred. Nu? Nu. Nu. Știu cine ești? Nu, că întreb foarte serios, că contează treaba asta. Adică știu că ai fost un mare jucător, fără cu siguranță, față. Cu siguranță știu. Nici nu pot să spun că nu mă respectă. Da, nu vorbim despre, adică nu spun piedică la intrare sau... Dar tu simți că mai... piedică la intrare, păi nu. Nu se știe. În ziua de astăzi, da, mai există respectul ăsta. Bă, nene, în fața mea l-am pe Pancu. Ok, hai să nu zicem că te periez eu. Avem un mare jucător în față. Da. Da? Fost mare jucător. Nu, țin cont de lucrurile astea, țin cont, dar nu mai e cum era odată la noi. Sunt mult mai deschiși, mult mai liberi. Corect și asta. Pot să vorbească absolut ce le trece prin cap. Nu e,
s-au schimbat lucrurile, asta e, generațiile. Pe noi, ne consideră niște comuniști de modă veche în multe privințe. Eu când îi aud vorbind în niște termeni de... Da, asta trebuie traducere. Opriți-vă un pic să băgăm și mai trebuie care mai e pe acolo, Mihai, ofițerul de presă sau team manager. Bă, ce a vrut să spună? Păi asta e la un aparat de refacere musculară, nu știu cum. Ăla e altfel de refacere. Mai văd câte o gagică când suntem prin autocar și mai văd, mai spune iar unul câte un termen și zic, bă, ce a vrut să spună cu asta? Păi aia... Voi care ați avut o viață șmecheră și în afara stadiei, știi? Adică, bă, nu ați fost niște sfinți. Da, și văd că vorbesc niște termeni și am nevoie de traducere. Ce a vrut să spună? De nebun acolo. Asta e, trebuie să înțelegem. Pentru că și noi, la rândul nostru, de dita mai somitățile alea dinainte, la fel spuneam. Lasă-l cu basca în cap, puțin, gata. Adică, ăia niște fotbaliști negru și ăia jucaseră. Și tot timpul ai tendința fiecare fotbalist dintr-o generație să spună de ăștia care vin după el că sunt mai slabi decât... Da. Că și aia, Nealiță Dumitru, l-am avut prima oară la... Bine, e imens, dar ei erau imenși mulți, erau 100 de imenși. Și voi ce? Du-te, ne spunea, du-te, bă, că erai... Ei ne spuneau nouă, du-te, bă, că dacă erai la noi, erai rezerva, nu știu care, și taci, bre, mai trăgeai un fum de țigară, mai preluai și mai dădeai o pasă. Era curcubeu alb-negru, deci noi, la rândul nostru, la fel. Așa și trebuie să înțelegem. Perfect, perfect. Dar erați fotbaliști când intrați pe teren. Da, o dăm în bășcălie, o dăm în, un șpriț, și așa mai departe. Dar Flu era băiatul ăla negru. Da. Și atunci se termină. Aici cei din ziua de azi nu se compară cu noi. Aici e problema. Da. Noi ne comparam cu ea. Da. În toate privințele. Da. Nenicule, când Flu era băiatul și începea, după alea 90 de minute sau cât dura ce făceați voi, treaba voastră. Da. Că l-am văzut pe ăla acolo, că l-am văzut pe ăla. Și ei erau jucători de mult. Unde? Păi dacă erau paparații de pe acum 30 de ani, 40 de ani, noi, era spectacol. Adică George Best a zis că n-am băut 20 de minute și au fost cele mai nașpa minute din viața mea. Acum, nu știu, mai au paparații, mai au... Mai e profesia asta? Nu! Nu mai e. Nu, că ești pe Instagram, adică îți pui tu singur pozele cu o domniță. Dar și dacă ai vrea, nu e. Ai doi la câte o echipă, maxim trei. Bravo! Mai obraznici. Și rezista așa, ăla umblă cu un fotomodel. Fotomodelul pune singură poze. Păi la mai mă duc să mai caut. Da, ce să mai caut. Și ai dat direct, pac, prietena locutare, prietena... Da, dar vezi că nu numai la noi s-a întâmplat asta, dar la ei au mai păstrat și fotbalul. Că englezii au inventat asta. N-am venit noi pancone cu să descoperim apa caldă. Da. Băieții zădeau fata de la pagina 5 sau vezi cu cine umblă, ăla cu 30 de ani, că noi nu știam. Dar a rămas și fotbalul. Că asta spune lumea, știi? Păi da, că și ăștia au telefoane și în Occident toți și îi vezi la 18 ani și băi, ce ți-a seară jucat la Liverpool născut 2004. Da, e copilul ăla de 16 ani la PSG de m-am uitat de 3 ori. M-am uitat pe că... Da, cum îl cheamă, Vaghem, Linioar, nu știu, cine-i mă? 16 ani și te ia Messi în brațe, dai gol. Am văzut cu Ren sau cu cine a fost, da gol. 16 ani și jumătate. Și vine Messi și te ia în brațe. Telefoane. Ăia nu au și ăia bănuiesc că au niște telefoane, da? Dar probabil că la ăia tot... Ăla a ajuns deja la PSG. Ăla probabil că se gândește la echipa națională, nu? Adică tu de ce n-ai vrea? Bun, joci la FC Argeș, dau un exemplu. N-ai vrea să ajungi la echipă din București? Ba da. N-ai vrea după aia să ajungi la o echipă din străinătate? Că e vorba de bani și cariera voastră durează 15 ani cu totul. 20 de ani în cel mai fericit caz, da? După care ce faci? Trăiești din banii ăia sau mai devii antrenor? Sau... Da, ideea e că... Da, ideea că nu ar trebui poți să... singur decât super, super talent dacă ești în ziua de azi să pleci mai repede afară, atât timp cât nu vor fi cât mai multe academii cu condiții foarte bune, să crească jucătorii sănătoși, să aibă concurență între ei, nu se mai avem jucători de 16-17 ani să poată să joace la prima ligă. Noi cum? Corect. Că ei vin de la, de exemplu, la Gică. Mult timp nici nu au avut concurență. Se băteau cu Dinamo, jucau cu Dinamo fiecare finală. Finale erau. Adică finala se știa dinainte. Da. 4, 5, 6 sezoane la rând s-au jucat Viitorul cu Dinamo. Cu Dinamo erau finalele. Ei, ia să mai fie încă 10. Viitorul Dinamo și încă 10 echipe. Nu mai e așa de ușor. Deci, și... Nu mai e așa de ușor și altfel și ajung după competiție la să-i spuma la final. Că știam, Franța ajung la 16 sau în Germania și Anglia la 18 ani să joace titulari, pentru că ei, dacă te duci la junior la 14, 15, 16 ani, vezi acolo o competiție și un ritm de bă, spui că sunt seniori. Da. Și la voi, tu ai debutat 16 ani jumate. Mulți sunt care au debutat în perioada aia. Acum, în afară de Hagi, care mai aruncă luptă pe la 16-17 ani, foarte rar. Foarte rar vezi. La UTA joacă Pop, care e 2005 meci de meci.
de la regula asta, adică dacă au pus născut 2000, cum mai e valabil acum, sau 2001, sunt multe echipe, joacă cu 2003, joacă cu 2005. Care înseamnă 18-20 de ani. Exact, exact. Mazilu, iar și apărbi, da. La vorbeam de Gică, la Gică au apărut în fiecare an, de 16 ani. De, la Gică dă tot timpul alea în jos, așa, știi? Adică mă uit în Gazeta Sporturilor că face tot timpul material cu ăla, că a mai coborât cu o bornă, știi? S-a dus. Bine, și pregătește dinainte și intră în același sistem, știu foarte bine ce au de făcut fiecare pe poziția lui. Nu, dar el de unde știe asta? Din ceea ce a văzut la Real și la Barcelona și la Galata? Cu siguranță. De acolo. Cu siguranță. Mult de la Barcelona, că n-are de pe Real. Nu. Galata și nu. Și... Nu, pe Barcelona. Pe Barcelona. Și Johan Cruyff. A văzut la Masia, probabil, a văzut cum stau copiii ăia acolo. Că așa pe hârtie nu pare o inginerie uriașă. Că prin 99 pe la Pitești erau puii lui Dobrin cu, la Sporting Pitești sau unde erau. Adică începuseră și la noi cu Bandi sau cum îl chema, cu Raț. Da, păi cu Maftei. Cu Maftei, da? Acum au mai fost în echipa aia. Au fost mulțișori acolo și care spuneau, domnule, stați așa un pic, că nu numai fugărea mingea. Eram obligat să facem 2 ore de engleză pe săptămână, că ni se spunea, bă, o să ajungeți în străinătate și o să aveți nevoie să o devii capitan de echipă. Da. Și aruncă la banosul și te uiți la el. Da, da, da. Da? Era un internat unde stăteau așa, se duceau, îmi povesteau oamenii toți. Băi, mergeam la cinematograf, la filme. Da? Ne aduna, hai tata acolo, adică făceam și puțină cultură și puțină școală. Bă, 99, nu vorbim de 1830. Da? Și a ținut-o până prin 2003-2004. Bine, la noi ne-a mircea a venit cu toate lucrurile astea. Corect. Nu eram doar fotbaliști, trebuia să... Dar înțelegi, la Gică, iartă-mă, la Gică la fel este, adică și ei, la ei cu școală, asta e numai fotbal. Adică eu academie nu cunosc, acum nu știu nu mai de știu asta. În momentul de față, dar mult timp a fost cu școală, sigur. Cu școală. Da, 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 da. Nu știu dacă mai adică, fac Adică, domne, poate unii nu mai pot ieși fotbalist, se întâmplă, Doamne ferește, ceva, îți rup piciorul, nu continui ca, ce faci la 20 ceva de ani? Că tu ai făcut numai fotbal până atunci. Da. Pe de altă parte, acum sunt răutăcios. Am înțeles că Federația Română de Fotbal face cursuri din astea de recalificare, cum să le, la care nu s-a înscris nimeni. Deci eu vreau să te ajut. Ce să-ți fac mai mult? Tu toată viața ai stat într-un cantonament și ai jucat fotbal. Nu vorbim numai de fotbalist, sportiv în general. La voie ca să fericit să poți să o duci până la 35-40 de ani. La gimnastică, da. La 20 și un pic te-ai retras, da. Că dai cu capul în paralele. Da? Sunt puține cazuri, Cătălina Ponor și baia unde s-au dus mai departe. Da. Dar, mă, normal, altul, ce faci după aia? Federația încearcă să te ajute și tu nu te duci să te înscrii. Da. Hai, mă, să vedem, să încercăm să faci, ce putem face cu tine, că vrem să te ajutăm. Chiar își vorbim de societate, de educație, de multe lucruri. Uite, de exemplu, o întrebare, de fapt un răspuns pe care l-aștept de la tine. Tu ai avut vreodată psiholog la echipe? Adică ce făcea psiholog la echipele mari când ai ajuns? Să zici, domnule, știu sigur că, uite, am trecut printr-o pasă proastă, eu, Daniel Pancu, și am avut nevoie de un psiholog, că în România fugim ca dracu de tămâie, cum se zice, de chestia asta. Păi ce mă, ești nebun? De ce am nevoie de psiholog? Tu uite, Dar vezi că în România am mai prins antrenori care mai aduceau din când în când câte un psiholog, dar vorbesc de acum mulți ani în urmă, nu erau pregătiți psihologii pentru... Da, pentru așa ceva. Pentru sport. Deci acum ei nu erau. Acum sunt mulți. Bun. Acum există la echipele noastre? Sunt convins că există. Bun. Da. În afară, uite la Beşiktaş, de exemplu. Nu am avut nevoie de psiholog niciodată, nu a dus nimeni psiholog la Beşiktaş. Niciun antrenor. E o chestie bună treaba asta? Să te pregătească? Mental coach-ul ăsta e componenta de bază a unui sportiv, e mentalul. Pe care noi nu l-am avut, mentalul. În afară de două palme după ceafă. Două palme după ceafă, dar în schimb am fost pe rezistența asta, trecut prin greutăți fizice, de ordin fizic, da. Și alea te fac un psihic puternic. Da. Da, dar nu e mai bine să te călească normal decât să te călească că n-ai o pereche de ghete sau că alegi prin zăpadă? Păi nu, normal. Acum, cine își permite, sunt și la noi oameni foarte bine pregătiți pe partea asta. Și sunt convins că la... Clar, adică nu vine oricine. Da, să... da, da. Păi nu, la noi ne luau cu iarbă verde și cu cerul albastru. Mi-aduc eu aminte o ședință dintre asta. Normal că te închideți ochii și gata. Adică nu se potriveau la fotbal. Da. Omul vrea să ne ducă o stare de plăcere și de relaxare, dar nu era caracteristică nouă. Am înțeles. El vorbea ca pentru civili. Noi treceam printr-o perioadă proastă ca joc, ca rezultate. Nu știu cu ce antrenor eram. La Rapid. Bun. Și momentul și a dus vine... și ne-a spus de iarbă verde și râu și închideți ochii și vine cerul albastru peste voi. Pace, nene. Tată, noi avem meci mâine cu Enesu, e pe garduri. Păi eu dacă stau să mă gândesc la cer albastru, da, mă mănâncă exact. Ăla. Nu? Da. Sunt labili jucătorii, pentru că bine, și în Balcani aici la noi e o caracteristică labilitatea asta psihică și la critică răspund negativ.
ei la critică au impresia că cineva are ceva cu ei. Adică, în loc să o ia invers, domnule. Cred că și orice antrenor care îi spune ceva unui jucător, îi reproșează un lucru, două, trei, cred că în mintea lui te percepe ca pe un dușman, nu ca pe un om care vrei să-l ajuți. Dar tu, de exemplu, când ai venit din provincie, noi toți zicem provincie, deși Iașiul e al doilea, al treilea oraș al țării. Adică provincie, noi... provincie. Bun, hai să... provincie față de București, ca să... Bun, ai venit în coala Rapid. Te-a înghițit Rapidul, te-a halit? Adică te-a faptul că ai venit de acolo la o echipă mare... M-am impus. Ai făcut față? E de conjunctură. De exemplu, bun, ești prima zi. Nu știu ce aș fi făcut la Steaua. La Steaua era Marius Săcătuș încă în vestiar și cu toți greia, dar era Marius Săcătuș. La Rapid am prins conjunctura cu Chiriță și Matei, dați cu o săptămână înainte afară și au spus să reîntrenerim, schimbăm generațiile. Bun, dar tot ai prins unii care nu veniseră toți cu tine, nu erau 20 de inși nou-nouți, nu? Aveai niște... Păi nu erau, că eram doar eu. Nou-nouți, că am venit în mijlocul turului. În vestiar nu erau toți noi. Tu ai venit? M-am impus prin fotbal imediat. Vezi? Uite, tu singur ai zis. Fotbal. Nu, dar eu și acum le spun la jucători, le spun tot exact așa, le spun. Băi, băieți, nu mă interesează de nimeni ce faceți. Care-i mai șmecher, care-i mai... Șmecheria e pe ăsta verde. Uite. Bă, aici e șmecher. Așa că afară că unul e mai frumos, unul mai urât, că unul are garici mai multe, unul mai puține și că ăla învață mai bine și ăla mai prost. Nu e, băi, da, ține de fiecare. Ai zis, prin fotbal. Șmecheria e aici, aici. O iei, s-o vaginație sau s-o pe verde, aici în demonstrați. Ce faceți voi afară, nu dau doi bani, pe niciunul. Vezi diferență? Vă respect pentru ce faceți acolo. Și tu așa ți-ai câștigat, da, în vestiar. Da. Că altfel te înghițeau. Nu, păi câte cazuri nu au fost care au venit din provincie și la echipele din București erau... Da. Și acum e greu. Și acum e greu, se adaptează foarte greu. Dar atunci era mult mai te greu. Te și fură imediat, că-s bani mai mulți, condiții mai bune, te fură dacă nu ești cu capul pe umeri. Nu, pe tine te-a furat? Păi aveam discotecile astea prin regie, Dumars cu Max. Erau... să spui, bă, nu e... Am mai spus lucrul ăsta. Nu știu cum puteam să bem atâta după alcool după jocuri. Pentru că efort era foarte mare, meciurile erau tari, erau grele, erau fotbaliștii aveau alt tip de fizic, era diferit de... Antrenamentele la fel erau, cel puțin la început de săptămână, păi antrenamentele la început de săptămână erau mai grele decât sunt acum la început de săptămână în fotbalul ăsta. Bun, și cu toate astea făceați față. Și făceam față, da. Și la repriza a treia făceați? Și la repriza... Și la primele două și la a treia. Și la a treia, da. De multe ori mi-am pus în întrebarea asta. Acum, unde intra atât, da? Păi da, că eram și mulți. Adică nu spui că era unul, doi. Da. Domne, doar cu doi și ăia țineau steagul sus, da? Exact, să mergea? Nu, se mergea, da. De la tine tu mi-ai povestit parcă că a urcat în autocarul echipei și a zis, băi, Red Bull-ul ăsta merge și fără dacă nu-l torni în... Da. A fost un coleg de la Rapid. Bun asta. Găsise, da. Știi? Adică a găsit energizantul și a zis, bă, stai bun și când îl bei simplu, așa, nu când îl torni. Da. Știi? Asta e ok, e cutitul de cancanistică, râdem cu tare. Vorbim de ceea ce se petrecea pe teren, exact cum spui tu, respectul acolo. Adică voi treaba voastră, repriza a treia era repriza a treia, dar erați eurofantastici sau era, știi, să ajungea într-o fază superioară sau prindea un campionat european. Da? Cu repriza a treia inclusă. Ăștia prin Spania nu avea și repriza a treia să termină numai... Au cu toții. Nu, atunci aveau, acum nu cred că mai au. Acum sunt puțini și acolo. Da? Foarte puțini. Vezi, s-a pierdut și treaba asta. Nu, dar... Da, nu-ți mai permit ritmul de trei... ritmul din trei în trei zile. Se joacă mult. Te rupi, pierzi un an de zile. Toți sunt preocupați. Acum arată ca niște gladiatori toți. Da, da. Nu vezi când se dezbracă, cum le cunosc toate alea. Ți-e rușine. Nu, dar e valabil și în România. Da. Adică și fotbalistul român e preocupat, nu e educat din punctul ăsta de vedere, nu mai sunt fotbaliști. Păi îți dai seama după, beai 10 beri după un meci din ala, ce țesut adipos să vă mai ai și ce... Da, dar Rinichiu era spălat, n-aveai nicio problemă cu... Așa tu, acum zici glumind, neglumind, că te gândești, domnule, unde era, unde intra ta. Păi se bea, se fuma, adică... Nu exagerez cu nimic, cred că jumate din echipă, adică din lotul ăla de 25. Așa, și asta ce înseamnă? Acum noi nu facem apologia asta, nu înseamnă că era ceva bun sau da, nu comentăm. Dar era din naștere? Adică cum deduceau atâta? Păi nu, era rămasă de la ea din urmă, dinaintea noastră, aia, și mai campioni. Deci la aia dinaintea noastră, dacă îi auzi când vorbesc câteodată, trebuie să suni 4-5. Că nu crezi. 4-5 colegi de-ai lor de atunci să-i întreb dacă e adevărat, da.
Și să-ți confirme fiecare că erau adevărate. Lasă, nici cu voi nu ne e rușine. Nici cu voi. Da. Bun, și unde s-a terminat asta? Nici cu voi nu ne e rușine. S-a terminat pentru că ritmul la fotbal a început să fie din ce în ce mai... Adică Tamaș e cam ultimul mohican așa pe care îl știm. Ori mai fi, dar mai ascunși. Nu, da, cred că mai sunt. Nu. Da, cu prezență, da, adică să poți să-l faci lider de... Nu? Nu mai știi mai mulți. Și cred că ești cel mai puternic, de cel puțin din toată generația asta. Da, așa te lasă, Doamne, Doamne, nu? Sau cum? Că trebuie să există o explicație. Genetic că... mult. Da, da. Păi vezi că sunt mulți care au încercat să facă lucrul ăsta și s-au renorocit. Da, da. Asta să o producem și noi. Știu și eu multe cazuri, da. Adică unul dacă poate genetic să facă lucrul ăsta, are nicio problemă. Dar spune Sir Alex Ferguson, nici nu trebuie să fii mare antrenor. Spune foarte clar că într-o echipă de fotbal sunt 4-5 cu le place să bea, 4-5 cu nevestele acasă toată ziua, 4-5 pe la cazinouri, 4-5 da. Sunt cu gagicile. Bă, important să nu se deranjeze unul pe altul și când intre pe teren să formeze o echipă. Da. Bine, acum nu mai e valabil lucrul ăsta că nu mai găsești 4-5. Sunt cam toți. Eu îi văd la fel pe toți fotbaliștii din ziua de azi. Deci îi văd la fel, nu o diferență. Unul nu-l văd diferit față de celălalt. Nu să mai sunt astea, bisericuțele astea. Nu mai sunt, nici specializările astea. Parcă toți sunt la, nu mai sunt specializările, nu. Sunt... Păcat. Păcat. Da, vezi cum se, glumim desigur, dar vezi cum se duce, cum mor specializările? Bun, e diferența atât dar, de... Și cred că dacă ar vrea să facă, nu mai pot. Și se curăță într-o lună, nu probabil, sau că n-apucă un an. Nu mai pot. Nu, în sensul da. Că se lasă da. De fotbal, nu mai poți. N-ai cum. Nu adică Pedri sau cine, da, Pedri a avut în 2020, când a fost la noi european, 2021, că a fost ăla din 20, da, 84 de meciuri. El cu un an înainte juca unde juca, la Las Palmas sau unde juca în segunda. Da. El trecând cu Barcelona l-a luat și la campionatul european și nu l-a iertat nici la Tokyo, la Jocurile Olimpice. A zis, peste tot. Cupă campionat, Liga Campionilor sau ce a prins Barça atunci, da, Jocurile Olimpice și gata. Și băiatul a avut 84 de meciuri. Împarți 365 la 84, cât îți dă? 4 ori 8, 32. Deci la vreo 4 zile și un picuț. El avea un meci. Cele mai multe din cariera mea într-un an am avut 52. 52 ai avut. 52. Se juca și mai și el a avut 84. Dacă încălca de fus orar că te-ai dus în Tokyo, Liga Campionilor, mai joci și pe la... Da, chiar dacă vor, nu mai pot pentru că sunt monitorizate toate antrenamentele și la noi. Și la noi în prima ligă sunt monitorizate toate, la echipa națională, cred că sunt și jumate din echipele de Liga a doua sunt monitorizate. Și vede bătăile inimii de dimineață, absolut tot. Adică te simte kilogram. Imediat. Nu, dar ți-o dă ceasul de la mână, ți-apare imediat pe laptop la preparator. Te așa un pic. Îi apare la preparator, nici nu trebuie să te mai uiți la fața lui să spui dacă e obosit sau nu e obosit. Da. Apare totul pe computer. Voi n-aveați astea, vezi? Nu le aveam, noi. Nu. Era bine. Vă mai prindea pe unii. La noi era pe ochi. Jos în mătă. Aveam vreo doi colegi, după aia am învățat-o și eu, erau că veneau lunea la antrenament, erau cu ăla, vizic. Vizic vă punea, da? Pac, puneai și ar ca să arate... Erau albi. Tot se prindea. Bun, dar jucați fotbal. Atât de mare e diferența între noi și ei acum? Adică cei de afară? Atât de mare e hău căscat? Adică uite, CFR-ul a făcut față cu Lazio. Da. Nu ți-a dat 10. FCSB-ul a luat 5-5 cu băieții aia. Da, în general e diferență mare. Dar uite și la echipa națională, că avem meciuri grele, foarte grele, cu cei din categoria noastră. Adică știți ce Kosovo, te buvnește râsul, știi? Echipă nerecunoscută, dar... Totul pleacă de la fizic, de la câștigat duelurile, pentru că... De fapt, faci o sinteză și te uiți că în campionate puternice avem doar în Italia jucători la echipe care sunt în partea a doua a clasamentului. Nu sau știi repede, dacă te întreb pe stradă, pe unii, ia zi-mă repede unde joacă, în Italia, dar nu știe să ți le potrivească. E o problemă de dueluri, în primul rând, de fizic. Bun, și tu din toată treaba asta, cu tot respectul, trebuie să faci echipă națională. Da. Că e under 20, că după aia under 21, să dai niște băieți pentru echipa națională mare, că trebuie să... Păi asta ți-e meseria. Bine, sunt și în Elite League aici, jucăm doar cu adversari de cel mai înalt nivel. O echipă națională se poate califica în vremurile astea
prin organizare ireproșabilă, spirit de grup și multă, multă șansă. Adică să ai toți jucătorii valizi, adversarul să aibă unul, două absențe, să apere portarul extraordinar și te poți învinge sau califica la un turneu final. Asta la un meci, dar nu poți să le ai pe toate, nu? În toate meciurile. La decisivul, să spui. Că ajungi până acolo. Pentru locul 2, să spui, na. Așa am ajuns cu busuioc la jambiere să ne rugăm, adică... Păi nu, da, înțeleg nu ce mai spui, sunt busuioc la jambiere, da. Niciunii. Nu mai sunt, pentru că o să ai surprize dacă te duci în țări din partea asta a Europei să vezi la echipe de club condiții la fel de bune ca în România. Adică în Bulgaria găsești condiții, în Ungaria găsești condiții... Hai să luăm, iartă-mă, hai să luăm Turcia un pic. Atât de mare era diferența în momentul ăla, acum 20 de ani, era diferență uriașă între Beşiktaş și o echipă de top de la noi? Adică să vedem unde am început să ne pierdem. Până la urmă, pe teren ne-a bătut Steaua aici cu 2-1 pe Mocirlaia, a bătut pe Beşiktaş și Steaua a mai bătut cine era atunci? Del Bosque era. Da. Diferența era foarte mare la campionate. La campionate era diferența foarte mare. Că valoarea unui campionat o dau echipele din partea a doua, clasamentului sau liga a doua. Pentru că cu cât ai mai mulți adversari de valoare, valoroși, cu jucători foarte buni, cu atât e mai greu ție și după aia poți să performezi și pe plan european. Diferența era mare între campionate, dar bine, și salarii și multe. Bun, dar vorba ta, după aia când staruri, veneau ritmul, aici, da. Galata a mai mâncat bătaie. Da, și pe Galata Lăcătuș și pe noi ne-a bătut, bine, a fost doar o singură manșă, da. Și a fost Mocirlaia, dar nu contează, tot o înfrângere, da. Este, dar per total, ca și campionate, diferență foarte mare. Cum e și acum, pentru că dacă e echipa de pe ultimul loc din Turcia, o să găsești jucători plătiți cu un milion și ceva pe ultimul loc. Da, da. Ori la noi să plătești un milion, nu știu când își permite cineva vreodată sau dacă a fost posibil vreodată. Corect. Ei sunt avansați și la basket. Uite, a fost cine? Sivas, că sunt la retrogradare. Sivas a jucat cu CFR, au două victorii. Acum în grupe. Da. Da. Sivasporul. Da, corect și asta. Adică e la modul tot așa sincer, e viitorul atât de sumbru la noi? Adică că nu sună prea bine. Da, deja au început să se facă investiții în copii și juniori, în baze de pregătire, în academii. Cred că va mai dura puțin până vor fi nu doar, să spunem, ce vedem acum, Mazilu, Borza, nu știu, Tavi Popescu, da, de adun pe ce mai vedem noi din ăștia 19, 20, 18 ani, adică, nu știu, în 5 ani de zile, să spun așa, să fie 10 dintre ăștia, 10 deodată în campionat, vine o generație foarte bună din urmă la U16, ieri au bătut cu 8-0 pe Chile, într-un turneu în Israel, am văzut și eu cu Spania, au bătut pe Spania cu 2-1 în primul joc, la 3 zile au primit 5, da. 5, da, 5-0. Deci, ușor, lumea a început să-și dea seama că, de fapt, baza era educația și jos, infrastructura și cum îi crești. Tu ce faci acum, în momentul ăsta, deci, pe piept aici la tine scrie antrenorul echipei naționale, da. U20. Da. Bun. Știm ce urmează? Adică mai ai două meciuri? Mai am două jocuri în Portugalia și în Norvegia, la acțiunea asta la sfârșit de martie, după care intru automat în stafful lui Emil Săndoi pentru a pregăti campionatul european care se desfășoară la noi și în Georgia. Avem o grupă greuță cu Spania, cu Ucraina, Croația. Orice adversar ar fi fost greu, că sunt doar echipe una. Au rămas o bucăți, nu câte sunt. Da, da. Noi suntem la al treilea turneu final, asta e o performanță. Uite, vezi? A treia, chiar dacă acum din calitate de țară organizatoare. Vorbim de cel din 98, al treilea da. Turneu final. 98 nu e, nu. Acum trei consecutive avem, Rădoi, da. Mutu și Săndoi acum. Corect, alea nici nu mai punem pe ăla de 98. Acum, bun. Consecutive. În mod normal ar trebui să producă ceva astea trei turnee finale. Cu toate că, uite, toate starurile alea, echipa aia din Italia care a ajuns în semifinale și... S-a pierdut. Iannis, bine, a fost accidentat. Florinel Coman a rămas la Steaua. Denis Mann nu explodează în Italia. Pușcaș, Liga a doua Italia. Vorbesc doar de jucătorii de la mijloc în sus, aia de bază. Cicăldău e în Emirate. Ți-am spus deja 5 care... Da. Băluță e la...
la farul, iarăși, deci nu, iar dacă te uiți la adversarii pe care au avut ei atunci, îi vezi toți la echipe de top din Europa. Și asta de unde? Că ei au ajuns la un vârf de formă. Hai să fim cinstiți că aveam un moment în care am fi putut ieși afară pe străzi. Da. Pentru da, ei. Da, hai că da, la atâta da, mai era. Da, 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 ne-am încins cu meciurile date pe TVR, hău-hău, cu Emil Hosulongi în care țipa incredibil și așa mai departe, cu băieții care își cau la senza, uite atâta mai era. Uite, hai, vezi, nu știu, deci au demonstrat că, la, da? Că sunt egali, adică cu ăia. Cu Anglia, cu Italia, cu Franța, cu Germania, până la urmă au pierdut, dar puteau să treacă în avantaj la ocazia aia mare a lui Pușca și cred că jucau finala. Deci, bun, și se părea că mamă, gata, rachetă. Iarăși, nu? Cred că e o, iarăși de la mental, de la educație, cum nu reușești să treci dincolo. Adică să nu vrei să-ți fie mai bine? O altă problemă pe care o văd eu la fotbalistul român, pentru că sunt mulți care sunt forțați în România, au perioade în care joacă slab, dar patronul zice nu, joacă, ca să-l vând, să-l vinde. El se obișnuiește cu statutul ăsta de titular, chiar dacă nu e obligat să ducească mai mult la antrenamente, și când trece dincolo, își dă seama că de fapt el mai pleacă cu încă doi, nu cu doar cu unul, cu încă doi pe o poziție și trebuie să fie prima dată mai bun decât aia doi. Pentru că acolo nu mai spune nimeni, nici antrenorul, nici patronul, nici suporterul. Da, nu mai știu. Joacă... Da, nu, iartă-mă, nu mai știu exact dacă Băluță, dar cred că Băluță zice, când m-am dus în Cehia sau unde s-a dus el, m-am dus și am zis, băi, ia lui, eu am venit în România unde am marcat 19 goluri, adică sunt bun. Da. Și antrenorul la Sparta, la Slavia Praga. La Slavia, și se oprește puțin. Uite și ea trei de acolo, tot 19 goluri au. Da. Și da, omul vorbea sincer, adică nu râdea. Da. A zis, domnule, eu nu înțeleg, ok, nu mă înțelegeam cu antrenorul că vorbea numai în cehă, nu-mi traducea nimeni în engleză, dar eu am dat 19 goluri, când am venit de la Craiova, de sau la de unde venise, da? Și a zis, oprește puțin, te-am înțeles, uite, ea trei de acolo. El povestea, mi-a arătat pe băieții, ea trei, i-au zis tot 19 goluri, erau sau peste. Pe care bag dintre voi? Că am două locuri, sau unul. Și a zis, ha... El se duse cum rare și Lee a plecat în Franța. Pitu a plecat în Franța. Da. A zis, stați-mă un pic, că eu sunt jucător bun. Și, pac, după 6 luni... Dar vezi, astea... Am început să ne învățăm, pentru că și Rareș când a plecat, hai să nu ne ascundem, și Rareș când a plecat, ce a spus toată lumea? Bă, n-o să facă față să vezi că îl împrumută, noi credeam că o să-l dea înapoi la o echipă din România. Da. Așa am discutat. Nu, adică la Rareș chiar a fost saltul prea mare. La Rareș, de la locul 8 în România, chiar dacă era vorba de Rapid, să duci la o echipă de cupe europene din Franța. Ars prea repede. Dar e foarte greu. Trebuie să fii fenomen. Da. Trebuie să fii fenomen să te poți adapta foarte repede de la un campionat mediu, cum e al nostru în Europa, la unul foarte, foarte bun. Iar pe partea fizică mi se pare cel mai greu campionat din lume, Franța. Ai văzut că au fost declarații prin Gazeta Sportului sau nu știu cine a fost acum un interviu și a spus, cred că... Uite, nu mai știu cine. Și a spus că, domnule, e diferență mare de tot între ceea ce se întâmplă aici. Și în momentul când am ajuns în fotbalul din afară, Pitu, mi-am dat Pitu seama. A zis ceva de genul, da. A zis, băi, hai să nu ne mai ascundem. A zis ceva de genul cu nutriționiștii după el, câte grame a mâncat la masă, câte astea, cât a consumat la antrenament. Da. Și a zis, băi, e diferență mare, hai să nu ne mai ascundem. De ce nu facem față? Păi cum să nu fac? Ce fac la echipa mare, trebuie să spunem lucrul ăsta, ăia fac la juniori. Da. În Academia Clubului, copiii de la 10 ani, cântăriți, antropologic, dezvoltare, tot. Și noi hai să încercăm la 22, și păi au 10 ani în fața ta. Exact, da. 10 ani în fața ta. Da. Cred că am mai povestit asta, a venit Hănescu și a spus, băi, Cătăline, eu toate recuperările mele după un turneu șmecher de tenis erau cu 2-3 beri. Păi, ce zic, da. Cum erau la noi, ți-am zis, cultura asta. Și a zis, la Nadal era cu câte seturi ai jucat sau câte game-uri, atâta apă bei. A zis, de ce să bei un kil de apă ca să se mărească capacitatea? Da? Nu-ți trebuie asta. Păi și zic, și câtă apă bea? Păi spunea ăla. Ha, mă, zic, du-te de aici, spunea unul câtă apă să bea. Cu Lopescaru aveam, a fost singurul antrenor care ne-a cântărit și înainte și după antrenament. Exact consumul de energie și de calorii din antrenament și după aia să dea pe completare. Atât. Da. Nu bem spanioli sunt. Da, nu bem 6 beri. Pe partea asta, nu. Ne trebuie exact una jumate. Exact. Atât bem. Exact, da. Vezi și lumea știe râde, haide-mă, și asta face diferența. Da. Eram antrenor la Rapid și am luat un jucător bun care să ne ajute, bun pentru Liga a doua. Bun. Și au venit rezultatele la vista medicală și l-am chemat și am zis, nu e normal, uite, testul adipos, ai 14 aici până în 8, ai 9, ți-l, că ai 27-28 de ani de acum. Ce la țesut adipos? Cine e bun la cap la 28 de ani să nu știi ce e țesut adipos la un sportiv?
la nu care aveam pretenții. Da, da. Nu e de, adică n-ai, nu poți să zâmbești la da, asta. Da. Știi că numai, ce tare poantă. Nu, da. Nu, dacă la 28 de ani, da. La 20, nici așa. Și după aia tu te califici și poc, dai în Youth League sau undeva, dai de niște băieți în Germania. Nu, acum știu, care vin, știi cu tine. Sunt, hai sunt mulți să care știu de lucrurile astea, că a fost Gică care a dat tonul și l-au copiat, sunt convins că l-au copiat. Bine, vorba și de bani mulți, să-l chem pe un nutriționist care să-ți numere greuncioarele alea, că la asta îți faceți, numere greuncioarele alea de le pui în lapte dimineața. Păi deci cât tot am vorbit de Bolopes Carol și de... Păi a fost masa aia, că s-a supărat domnul Porumboi atunci, cred că 50 și ceva de mii de euro a fost mâncarea noastră din cantonamentul din Austria. Deci... Mâncam ca Real Madrid, într-adevăr. El verifica și masa? Fiul lui era nutriționist. Nutriționist. Da. Deci, am învățat niște combinații. De exemplu, nu știam că cel mai tare antioxidant de cireașă cu strugure și cu, și cu nucă mâncate în același timp, numai sucuri din alea de morcov, totul la gramaj, nu mai spun, de la vită, fructe de mare, pui curcan. Și cum a primit fotbalistul român asta? Adică nu v-a zis, băi, lasă-ne mă în pace? Nu, ne-am simțit extraordinar pentru că și antrenamentele au fost foarte tare. Eu și acum mai glumesc cu Sămărtean. Sămărtean e, manager la, la lotul ăsta, la U20. Și ne aducem aminte de cantonamentul ăla din Austria. Vezi ce e tare asta, da. Pentru că am, într-adevăr, antrenamentele, chiar așa spaniol cum erau ei, dar primul antrenament a zilei, odată la 3 zile îi făceam 3 antrenamente. În pădure în Austria, ăla de dimineață de la 7, nu era, cum îi spuneam noi pe vremuri, moartea căprioarei. Da, da. Și ne-am adus aminte, băi, ne cântărea înainte și după, ne dădea integratoarele alea exact cât aveam nevoie. Masa era de Real Madrid, antrenamentele de Real Madrid și amândoi am spus că din cantonamentul ăla noi am mai dus-o prin România vreo 7-8 ani am mai jucat. După cantonamentul ăla, da. Și gândește că ea fac de la copii, ce am văzut noi la ea, ea de la copii. Voi vă minunați și deja era jucător cu super experiență. Exact, mamă, uite ce face ăsta. Da. Și ăla vine cu încă 12, de plecat de la 12 ani și spune așa, ce face ăla? Că nu face nimic, e normal, e firesc. Da. Și voi jucător cu experiență. Uite, îți dădeam exemplu, U16. I-a bătut pe Spania 2-1, a fost la meci și au jucat peste 2 zile. Înainte, că vorbeam cu Nea Mihai și îmi spunea, da, i-am bătut astăzi, dar vino și la meciul următor. Pentru că știa de ce vorbește. Păi cum s-au refăcut aia, cum s-au regenerat imediat, pentru că erau deja educați de mici și cum au fost anii noștri. Scorul a fost 5-0, dar putea să fie mai mult. Deci ai bătut cu 2-1 acum 2 zile și joci peste 2 3 zile. Nu mai, că fizic s-au recuperat la cel mai înalt nivel. Da, fără cuvinte. Trebuie să te lăsăm, că știu că te duci și la... Asta am zis, că ai 3 podcasturi pe zi, ai mai multe antrenamente pe... Zile doar atât, ce așteptăm? E greu rău de tot cu... Adică ce așteptăm de la băieții tăi și după aia ce așteptăm, nu putem să... Nu, de la băieții mei, deci în comparație primele două acțiuni, primele jocuri în Cehia și cu Germania acasă, ambele pierdute, la un gol, am fost nemulțumit mult și am fost puțin speriat. Bine, am convocat și jucători mai mult pentru a-i cunoaște, că erau din generația U19 care au fost la campionatul european din Slovacia din vara trecută. Mulți nu aveau ritm de joc, am fost puțin speriat. Progrese mari la a doua acțiune, la jocurile cu Italia și cu Polonia. Cu Italia am pierdut 2-1, se putea mai bine pe Polonia, cu Polonia am câștigat 2-0. Iar acum la jocurile astea, iarăși la fel de grele, din Portugalia și din Norvegia, dacă un mic pas înainte, la fel progres ca și echipă și individual, și dacă măcar unul, să nu mai spun doi, vor face parte și din lotul lui Emil pentru Euro, voi considera că am avut o misiune reușită. Perfect, deci continui alături de federație, cel puțin până la vară. Până la vară, când e... Turneul final. E turneul final. Avem ce? București și Cluj, parcă, nu? București și Cluj, dar noi jucăm toate jocurile în grupă pe Ghencea. Pe Ghencea se joacă. Da. Avantaj, dezavantaj? E avantaj când joci acasă, cred că plus adversarii sunt cum sunt. România nu a mai organizat din 98 un asemenea turneu. Când atunci tot pe Ghencea ca finala. Tot pe Ghencea a fost atunci, a fost emulație, mi-aduc aminte că... Spania a fost finala, fraxului Alonso a dat gol. Franța cu Germania? Juca Balat la Germania? Da, dar Spania a ajuns în finală. Spania cu cine? Cu Germania? Cu Grecia? Cu Grecia, cred. Cu Grecia. Și a dat gol fratele lui Ivan Alonso, ăla care juca la Betis. Alonso de la Betis, de la Real. Și fratele lui a dat gol, că parcă a fost 1-0. Spania cu Grecia. E o generație uriașă atunci. Da. E o generație uriașă. Da.
Panconesa Română, mii de mulțumiri că ai fost alături de noi. Ai chemat, dacă vrei cu mine stai 4 ore. Da, păi nu, dar știu că, păi, dar mai mă uit la ceas că știu că trebuie să te mai duci în altă parte. O șoricată. Ai văzut? Da, că e da. Gata. Mii de mulțumiri. Doamne ajută, cu mare plăcere. Dragi prieteni, punct final aici. A fost o discuție nu neapărat numai despre viața și cariera lui Daniel Gabriel, te rog frumos, da, Pancu? Da, da. Ci și despre ceea ce se petrece în fotbalul nostru și cred că avem multe de învățat de la acest lucru. Vreau să știu, Casa Pariurilor alături de noi, ca de fiecare dată, și cum spunem noi, cea mai irosită dintre toate zilele noastre este cea în care n-am râs. Mii de mulțumiri, toate cele bune, numai bine, la revedere!